Este 2 și ceva după masa la mine, în Florida. E o zi splendidă, extrem de cald. Știu că la voi este deja seara și bănuiesc că încă nu este atât de cald afară. Nu-mi dau seama exact care e temperatura. N-am fost în România de 2019 și sigur că mi-e dor să ajung, dar în conjunctura asta încă nu se prea poate călători, mai ales situația care există în Europa, mai mult ca oriunde bătrânul continent suferă situația asta la extremă, așa că îmi pare foarte rău de ce se întâmplă acolo la voi. Vreau să vă spun că vă trimit gânduri bune și toată energia de bine din Miami și vreau să vă vorbesc puțin astăzi despre ceva care mă pasionează de mult să vă vorbesc pentru că mă afectează direct. Mă uit de multe ori și citesc comentariile oamenilor care spun că meseria pe care o fac eu este o meserie care se asociază cu vrăjitoria și este un lucru necurat, satanistic și așa mai departe. Și am spus, hai să ne educăm puțin, să înțelegem ce înseamnă vrăjitorie, satanism sau psihologie, parapsihologie, ca să nu încurcăm noțiunile și să nu jignim gratuit. Munca pe care o fac eu este o muncă de consilieră. În primul rând este o consilieră psihologică. Psihologia este o știință care se ocupă cu studierea gândirii, a felului în care funcționează creierul, studierea comportamentului, studierea atitudinii oamenilor, a stărilor lor psihologice. Și a devenit foarte importantă în ultima vreme, începând de la părintele psihologiei, care a fost Freud, și a devenit, mai ales în ultima perioadă, una din ramurile importante ale medicinei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume la ora actuală, foarte multă lume se plânge de o depresie. Depresie de mai multe feluri. Este o depresie cauzată de circumstanțe, care este temporară, și o depresie clinică. Depresiile clinice sunt depresii care se instalează pentru perioade lungi de timp și care sunt cauzate de imbalanțe chimice la nivelul creierului uman. Creierul are mai mulți neurotransmiteri care se mai numesc și hormonii creierului, despre care v-am tot vorbit. Când în această chimistrie a creierului se produce o tulburare și unul din acești neurotransmiteri se eliberează în sânge în exces, putem să avem atacuri de panică. De exemplu, adrenalina, neopenefrima, dacă se eliberează în sânge într-o cantitate uriașă, putem să avem și un infarct, putem să avem și un atac cerebral. Asta se spune că de multe ori, la nerv, la supărare, tensiunea ne se duce în sus, inima bate mai tare și avem senzații de sufocare sau ni se pare că putem să și murim în secunda asta. Toate sunt de la această perturbare chimică care vine din, din structura creierului nostru. Deci este foarte important să ținem creierul sub control. De mult vă recomandam, de fapt, un produs care este extraordinar în caz că aveți tulburări psihologice și aveți stări de anxietate, special în ultima vreme, sau aveți atacuri de panică, care și astea sunt de mai multe feluri. Dar nu vreau să intru în toate detaliile, dar vreau să vă ajut să înțelegeți cât de semnificativ este studiul psihologic, cât de semnificativ este evaluarea psihologică a unui individ. Și evaluând pe cineva psihologic, evaluând comportamentul, emoțiile, acțiunile, stările prin care trece, emoțiile lui dominante, felul în care se relaționează la cei din jur, felul în care se exprimă și așa mai departe. Important, foarte important de știut comportamentul psihologic al unui individ. Și de asta vă rog, atunci când intrați în relații,
uitați-vă foarte atent la comportamentul persoanei cu care intrați într-o relație. Extrem de important. Nu să descoperiți doar mai târziu că persoana respectivă are tulburări bipolare și că nu v-ați dat seama de la început. Deci evaluați pe fiecare om din jurul vostru din punctul ăsta de vedere al acțiunilor, faptelor, gândurilor, felul în care vorbește, stările lui generale. Și vă spuneam de niște produse care sunt foarte benefice la ora actuală pentru că colectiv, umanitatea este într-o stare de derută, într-o stare de anxietate generală, într-o stare de frică, frica, emoțiile astea negative, frică, ură, gelozie, dușmănie, toate astea generează tulburări de comportament, tulburări la nivelul cotacolamilor din creier și așa mai departe. Cotacolamilele astea se mai și numesc aminoacizi. De asta vă spuneam, dacă vreți să aveți o stare mentală balansată, cumpărați-vă ceea ce se numește Perfect Amino. Perfect Amino reglează aminoacizii din organism și reglează chimistria creierului. Foarte vindicat, totdeauna v-am spus, dacă vă simțiți acțiuni, dacă vă simțiți de gal afară de deprimați, nu recurgeți neapărat la medicație, pentru că medicația vă creează o dependență de acel medicament. Și în momentul în care nu-l mai luați, cum se spune, vă dați complet peste cap și nu vă mai puteți regla, lăsați organismul să se regleze singur și ajutați-l natural pe cât se poate. Nu interveniți cu nimic să broscați, pentru că organismul are inteligență. Organismul se autovindecă și de asta este atât de important să înțelegem cum funcționa. Dar pentru cei care într-adevăr puteți să spuneți, mă simt clinic deprimat. Clinic însemnând mă simt deprimat de foarte multă vreme. Și cum se manifestă depresiile? Ne izolăm, nu mai vrem să facem nimic, nu ne mai interesează nimic de lumea în afară. Ne mai interesează cum arătăm, ne mai interesează ce spunem. Nu mai iubim pe nimeni. Ne detașăm pur și simplu și ne interiorizăm și devenim destructivi. În general, depresia se poate asocia cu un comportament extrem de destructiv. Se numește compulsive disorder personality, personalitate compulsivă, în care facem totul compulsiv. Suntem deprimați și mâncăm și mâncăm și mâncăm de dimineața la prânz, seara și fiecare secundă. Sau ne ducem la jocuri de noroc, sau începem să bem, sau fumăm, pentru că toate aceste elemente ca țigara, fumatul, mâncarea, devin prietenii, devin aliații noștri în stări depresive. Țigara este cel mai bun prieten al tău, de ce? Ne calmează, ne dă sentimentul că putem să reglăm chimistria creierului, când de fapt nu reglăm nimic, depindem. În viață nu trebuie să depinzi, să fii dependent dacă vrei ca organismul să-și revină singur, să se reechilibreze natural și nu artificial și nu depinzând de nimic. De asta nu se recomandă țigările, nu se recomandă băutura, nu se recomandă mâncarea în exces. Dacă vrem să arătăm bine la 70 de ani, la 80 de ani să fim întregi la minte și la 100 de ani să putem să dansăm și de ce nu, că se poate, molecula umană trăiește 1000 de ani. Dacă știm cum să trăim. Și asta vrem să învățăm, că totul se învață, nu ne naștem învățați, dar este important să vrem să învățăm. Ce vă recomand dacă este deprimați, pentru că are toate aceste cotacolamine în el, este travacolul. Nu știu dacă îl vedeți, îl vedeți acum, este făcut de neuroscience, este un medicament dezvoltat de o echipă de oameni de știință, deci îl recomand, doar că nu este adictiv, deci nu e medicament, e făcut natural în așa fel încât să regleze chimistria în caz de o depresie clinică. Deci trebuie să știm cum să acționăm în cazul de depresie și în cazul de atacuri de panică și așa mai departe. Cum să reglăm creierul în așa fel încât să prevenim aceste atacuri de panică. Creierul are tot felul de boli neurologice, de tot felul.
de la epilepsie până la migrene cu aură și așa mai departe. Deci, dacă ținem chimistria creierului sub control, putem să primim multe din bolile neurologice. V-am recomandat, dacă ați fost la conferința mea despre sănătate, să luați Barber, nu l-am aici în fața mea, care vă ajută foarte mult tot așa să prevenim bolile neurologice. Totul este prevenire. Eu cred în medicina, este medicina specială, medicina alternativă, este pentru a preveni bolile respective. Deci eu vă vorbesc acum de psihologie, studiul comportament, studiul creierului, studiul bolilor mentale. Asta e psihologia, ramură, o știință care s-a dezvoltat în special după apariția lui Freud. Dar să nu uităm că Freud, care este părintele psihologiei, a vorbit despre ce? Despre o componentă neacreditată, desconsiderată, dar totuși el a vorbit despre parapsihologie, special elevul lui Freud, care era Carl Jung. Carl Jung a vorbit enorm de mult despre parapsihologie și ce înseamnă parapsihologia. Eu am cochetat și am mus de multe ori să folosesc parapsihologia în conjuncție cu psihologia. Deci când lucrez cu un om, l-am analizat în 3 secunde psihologic, îmi dau seama din ce vorbește, din cum se comportă, din acțiunile lui, cine este el de fapt. Dar integrez elemente parapsihologice. Para înseamnă dincolo. Parapsihologie înseamnă dincolo de psihologie. Exact cum fizica este o știință, metafizica este meta, para înseamnă tot ce trece dincolo. Deci metafizica, parapsihologia sunt lucruri care trec dincolo de elementele științei. Trec dincolo de psihologie, este parapsihologia, dincolo de știință, de fizică, este metafizica. Metafizica și parapsihologia integrează elementele astea vechi, de mii de ani, a cunoașterii, existenței noastre, folosind așa zisele științe ca numerologia, astrologia, care sunt niște științe care bat la mii și mii de ani în urmă, din la Pitagora și la conceptul pitagorian. Deci este extrem de important să înțelegem conceptul lui Pitagora ca să ne dăm seama de conceptul de timp și cum funcționează lumea fizică. Vă spun toate aceste lucruri ca să înțelegeți că pe lume există foarte mulți parapsihologi. Un parapsiholog autentic trebuie să aibă o fundație psihologică puternică ca să înțeleagă mecanismul în care el funcționează. În plus, trebuie să ai noțiuni foarte clare despre științele vechi care constituie fundația parapsihologiei. Și aici vorbim, cum v-am spus, de numerologie, de astrologie și de alte metode de divinație. De la numerologie, în numerologie, de fapt, este de două feluri, sistemul pitagorian și sistemul Calderon. Deci sunt două feluri de a socoti. Eu folosesc sistemul lui Pitagora, dar de la sistemul lui Pitagora, în secolul XIII, s-a creat taroul, așa zisul dat în cărți. Taroul funcționează pe elementele de numere. Deci a citi niște cărți, cum foarte multă lume face, să zice, dă în tarot. De fapt, este o pură analiză numerologică și trebuie să înțelegi simbolurile. Este un fel de a apela la simboluri. Eu nu prea apelez la simbolul, singurul care îl interpretez și mă fascinează este conceptul numerologic, pentru că stăim într-o lume fizică, o lume temporală. Deci noi vrem să înțelegem, să demistificăm codificările astea cu care noi venim, care sunt codificări divine, așa cum DNA-ul nostru trebuie de multe ori analizat ca să știm ce ne paște din punct de vedere fizic, care sunt problemele cu care ne naștem. Sunt foarte mulți care îmi scrieți, domnule, avem anemie. Anemia, cum tratăm anemia? Sigur că tratăm anemia luând fier. Dar mai există un produs de care nu știți pentru anemie, fac o mică paranteză apropo de corpul uman. Vă recomand Bodia Pan. Nu știu dacă îl vedeți, că am
prea multă lumină pe camera asta. Văd cumva dacă... Nu știu de ce am atâta lumină pe cameră. Că lumina vine de la lampă. Reușiți să-l vedeți, că nu-l văd nici eu. Stai că am făcut o greșeală. Ok, ce am făcut aici? Eu cu tehnologia asta sunt sub orice critică. Nu, dar să întorc camera să vedem dacă au reușit. Deci, o diapan, îl vedeți? Nu știu de ce am numit asta așa de mare. Podiapan. Dacă aveți cumva probleme, sau ăsta se mai numește food medicine. Pentru toți oamenii care au tulburări cu mâncarea, adică sau mâncă prea mult, sau mâncă prea puțin, sau ne lipsesc anumite componente din organism și orice luăm suplimentele care le luăm nu ne ajută să balanceze chimistria organismului, a sângelui. Deci acest podiapan vi-l recomand în caz dacă aveți pierdere de minerale și în special anemie. Vă vorbeam despre creier și revenind la faptul că noi pierdem, cu vârsta pierdem memoria. Vreau să vă recomand câteva produse care ne ajută extraordinar la îmbunătățirea memoriei. Am oameni foarte tineri care se plângă, Anca, nu se vede. Da, știu, dar nu știu de ce. Nu știu unde să țin produsele astea ca să le vedeți. Pentru că nu înțeleg ce... poate acum vedeți. Nu înțeleg ce e cu camera mea. Nu știu de ce. Okay. Vedeți acum? Unde să-l țin ca să... Că-mi intră... acum cred că am o reflecție pe cameră. Și poate așa-l vedeți. Cred că de la lampa mea. Poate așa dacă stau mă vedeți mai bine. Deci pentru memorie. Mulți îmi scriu, dom'le, mă duc la un examen, nu știu să nu mă pot concentra. Vă recomand ceva extraordinar de bun pentru sistemul nervos. Se numește Qualia. Qualia Mind. Și mai este unul, Focus Factor. Nu l-am la inimă, Focus Factor. Te ajută, dar instantaneu, să zic că ai un examen și nu te poți concentra. Te ajută să te focus, să te concentrezi. Focus Factor, Qualia Mind. Și Neuraviva este încă unul care e foarte vreau să se pune pentru a menține creierul activ, pentru concentrare, pentru memoria. Apropo de psihologie, psihologia se ocupă de memorie, de toate funcționalitățile creierului. Una din funcționalitățile creierului este și intuiția. Intuiția este acel pod între cele două emisfere ale creierului, de asta se spune indienii, își acoperă aici, își pun un punct pe al treilea ochi. De ce își pun un punct? Ca să nu poți să le citești mintea. Este foarte amuzant, dar ei au tradiția asta, indienii, o cultură extraordinară, sunt fascinanți prin crezurile lor și toate filozofiile lor, dar ei își pun aici un punct, ca să nu poți să ce? Să le intri în punctul lor intuitiv. Al treilea ochi este intuiția. Se spune, ok, cu ochii ăștia vă vedeți pe mine. Dar cu al treilea ochi vedeți ce e în capul meu. Știți tot ce gândesc eu. Știți tot ce anticipați, ce fac oamenii din jur. Anticipați ce vă așteaptă. Puteți să demistificați anumite lucruri care vi se par și rămân misterioase. Deci este fascinant să vă folosiți cel de al treilea ochi. Vă recomand asta cu mare plăcere pentru că știu că toți avem această abilitate, acel pod de legătură între emisfera stângă și emisfera dreaptă a creierului. Cele două emisfere ale creierului se conectează între ele, trecând din nivelul senzorial, care sunt cele cinci simțuri, cinci degete ale mâinii, înspre a șaselea simț, a șaptelea simț, a opta, a noua, a zecelea simț. Deci, conectăm cele două emisfere. Deci e interesant, una din emisfere, cele cinci simțuri, văzul, auzul, mirosul, taste-ul, cred că l-a spus pe tate, în sfârșit. Cele cinci simțuri sunt cognitivul. Noi trăim la nivelul celor cinci simțuri când suntem cu ochii deschiși. Seara ne culcăm. Nu mai suntem la nivelul senzorialului.
intrăm în al șaselea simț, avem visuri, vedem visuri premonitorii, anticipăm ce o să ni se întâmplă, intrăm în ce se numește travel, astral travel și așa mai departe. Deci, este important să știm cum funcționează creierul și să ne dăm seama că avem toți această intuiție. Da? Intuiția ține de parapsihologie. Eu spun de multe ori, sunt un om intuitiv. Și unele dintre voi sunt, a, vrăjitorie, asta e o mășmecherie, este un satanism, este... Nu! Este o chestie foarte științifică, este o chestie foarte fascinantă, este o abilitate a creierului pe care toți o avem, unii nu o folosim. Toți avem voci, nu toți suntem cântăreți. Deci, este important să ne folosim intuiția și să ascultăm glasul al interior care ne spune, nu fa asta, că nu este bine. Nu porni la drum cu persoana asta, nu o să iasă bine. Vorbeam acum două zile cu cea care îmi spunea, în ziua căsătoriei am avut un feeling rău. Am fost tristă, am fost amărâtă, că zicea mi-a fost un dezastru. Dar am știut, dar nu am ascultat de vocea interioară care îmi spunea să nu plec pe drumul ăsta și totuși am plecat. De asta de multe ori fac demistificări ale codificărilor pentru că ele ne spun exact și cât trăim, ne spun exact lecțiile de viață, ne anticipează. Nu e nicio scamatorie aici, e o știință exactă, matematică, precisă. Mulți m-ați întrebat, dar cu câtă exactitate s-a știut de Ion Ploieșteanu sau de Gabi Luncă, Dumnezeu să odinească mari somități ale artei, ale muzicii românești, niște oameni superbi. Toți venim pe pământ, învățăm lecțiile dacă vrem să le învățăm, dacă nu venim înapoi și până la urmă trebuie să le învățăm. Că repetăm repetiția Mater Studiorum, atâta venim înapoi până învățăm. Deci vreau ca să treceți și să învățăm, împreună învățăm lucruri. De asta fac live-urile astea, cât s-or mai putea face. Unii dintre voi nu înțelegeți despre ce vorbesc. E ok, dar cred că unii înțelegeți despre ce vorbesc. Eu nu vin din timpul meu decât cu ideea și cu dorința de a vă împărtăși niște lucruri care sunt științific demonstrate, pentru care mi-am vrut scoatele la școală, pentru care m-am luptat să creez o idee, un concept, să scriu 8 cărți și așa mai departe, pentru că vreau să vă ajut să înțelegem cum funcționăm. Este momentul ca omenirea să înțeleagă de ce se află în situația în care se află, cum se poate ieși, cum funcționăm, cum ne putem ajuta și că din toată suferința prin care trecem, un singur lucru rămâne adevărat. Noi suntem împreună în aceeași situație. În situația asta nimeni nu-i mai bogat, nimeni nu-i mai sărac. Săraci sunt aia cu Duhul, săraci sunt aia pe care nu-i aștept mintea, săraci sunt aia care nu vor să învețe, săraci sunt aia care sunt răi, săraci sunt aia care sunt răi cu semenii lor. Aia sunt săracii. Oamenii bogați sunt cei care se luminează, care înțeleg fenomenul, care se ajută pe ei, care poate să treacă și să se iubească între ei în circunstanțele astea și în orice circunstanță. Apropo de bani și de iubire și așa mai departe, vă recomand două pietre. Nu știu dacă știți de ele, pietrele abundențe. Eu mereu v-am recomandat toate brățările. Apropo, Emanuel are încă brățări, dacă le vreți, contactați-i pe Emanuel Baran. Dacă vreți, în special știu că mai are din brățările care de fapt sunt cele mai complexe, pentru că au absolut toate simbolurile în ele. Și dacă vreți să-l contactați, vă rog să îl întrebați de aceste brățări, pentru că el are, eu în istoria mea cu pachetul, că știți ce am pățit, până la urmă am recuperat pachetul buclubaș după luni de zile, cu bătaie, cu poliția de la Vama Română, l-a recuperat, mare minune, a plătit sute și sute de dolari în penalties și în, pentru ce? Că am vrut să trimit niște brățări sau ceva la fanii mei din România. Okay. Nu mai contează, important este all is well that ends well. Tot e bine că se termină cu bine. Dar
Știu că Emanuel are, dacă vreți, dați un semnal. Și puteți să purtați și așa ceva, care sunt pandantive, tot așa cu pietre, și că astea sunt simbole prosperității. Dar haideți să vă arăt. Să știți, două pietre care, dacă vreți să vă meargă business-ul ăsta, e citrin. Citrinul, de fapt, din antichitate, știm despre aur. Aurul care, molecula de aur este în formă de piramidă. Deci, citrinul este, are frecvența aceasta aurului, dar este piatra numărul unu a abundenței. Deci, să zicem, porniți un business, puneți în business pe masa unde faceți business-ul, unde lucrați la oficiu, cumpărați-vă raw citrin și o să vedeți abundență incredibilă în business. Și mai este o piatră, se numește pirita, o vedeți, care este de multe ori confundată tot așa cu aurul. Vă rog să vă luați, o găsiți, se găsește. Pirita se mai se spune în pirite, în pronunțare românească, cu p y r i t e, pirite, și piatră a abundențe. Vreți abundență, vreți să vă meargă bine, pe lângă simbolul verde, lui sunt aceste două pietre. Aceste două pietre sunt recunoscute ca pietrele abundențe. Asta e pentru iubire, asta este pentru abundență, de pietre de abundență. Este verde această piatră și citrinul. Deci luați-vă, eu am colecție de pietre, de tot ce vrei și ce nu vrei, le am de ani și ani de zile, le păstrez, de la coarțuri, malachite, cum să zic, nu le mai am, n-am nici n-am cum să vi le arăt, dar să am în colecții întregi de tot felul de pietre, pentru că fiecare piatră are o vibrație energetică. Ia cumpărați-vă din pietre astea și țineți-le în mâna să vedeți ce simțiți, o încărcătură electrică, magnetică, pentru că pietrele astea sunt, au vibrații, au frecvențe. Și de fapt noi știm că fiecare din noi avem o piatră a zodiacului. Apropo de asta, mâine la show-ul meu de radio, știu că nu puteți asculta, dar am două personalități celebre, Amy Zedner și Monte, care sunt autorii celor mai extraordinare cărți de astrologie din totdeauna, care au creat, cum se spun, tot conceptul ăsta cu pendulul, sunt absolut senzaționali. Iam mâine la show-ul meu de radio direct, am să încerc să iau show de radio, să-l pun pe YouTube, că până la urmă în viitor, în următoarele 3 săptămâni, nu mai putem intra live, deci va trebui să intrăm pe YouTube. Așa că iam pe, dacă vreți să sunați și aveți vreo problemă importantă, sunați să vorbiți cu ei direct. Producătorul meu, Cristian, este producătorul show-ului de radio din Washington. Show-ul meu de radio se numește Home Time Radio. Christopher este producătorul meu, scuzat. El vă răspunde la telefon dacă sunați 202-570-7057, 202-570-7057. Sunați numărul ăsta, dacă nu vă culcați și rezistați până la 1-2 noaptea, și dacă vorbiți engleză, puteți să vorbiți cu ei direct, să întrebați orice vă preocupă și o să vă răspundă. Sunt doi oameni absolut superbi. Am cunoscut acum aproape 30 de ani în Southampton, lângă New York, și de atunci am rămas relații foarte bune de prietenie. Emanuel mai are, dacă vreți, am trimis cu poșta pandantivul ăsta care are copacul vieții, ăsta e făcut de mine, și cu dragonul, ăsta și inelul ăsta e făcut de mine, sunt bijuterii pe care eu le-am confecționat cu mulți ani în urmă, când aveam colecția mea la o stație americană, se numea QVC. N-am mai lucrat cu ei în ultima vreme, pentru că vreau să fac prea multe lucruri și nu prea reușesc să le fac pe toate. Dar revenind la parapsihologie, atunci când aveți o problemă și vreți un răspuns, găsiți-vă răspunsul în interiorul vostru, sau
dacă vreți să apelați la cineva care e foarte intuitiv, să vă gândiți foarte bine cu cine lucrați. Pentru că sunt foarte mulți oameni care se consideră intuitivi, dar vibrația lor energetică poate să fie mai puțin pozitivă și atunci când vi se spune ceva sau vi se face o predicție, dacă e negativă, suferiți după asta o perioadă îndelungată, așa că fiți atenți cu cine comunicați despre viețile voastre. Este extrem de important. Extrem de important să fiți în legătură cu cineva care vă gândește bine, care un suflet de bine, pentru că viețile voastre nu le puteți pune în mâna și în mintea nimănui altcuiva. Deci și eu vă pup, vă îmbrățișez, Mariana, Ivan, Denis, Monica, Maria Tudorache, Anuța, Florina, Flori, vă pup, mă mulțumesc că mă urmăriți. Eu am prietenii mei buni pe care îi iubesc și vă sunt foarte, foarte recunoscătoare. Recunoscătoare că ați venit la conferințele mele, recunoscătoare că îmi scrieți oricând la carmenhara@aolu.com și vă răspund totdeauna, chiar dacă mai durează, vă răspund la întrebări. Câteodată, precum bine știți, îmi este mai greu să răspund la toată lumea, dar încerc ca să ajut pe toată lumea. Hai, Crina, Bogin, Neghi, Ancuța Ciobanu, Nicolae, Alan, vă pup, ți-ai tăiat pancia, nu știu ce vreți să spuneți, domnul Nicolae, în orice caz, am și unele personaje ciudate care au o problemă cu mine, nu știu care este problema, pentru că eu gândesc bine la toată lumea și la ea care mă urăsc și mă dușmănesc. Eu nu înțeleg dușmania umană, nu-mi dau seama de ce trebuie să fim așa, pentru că nu facem rău la omul pe care îl dușmănim, ne facem rău nouă. Asta de cam câteva mii de ani ne străduim să înțelegem și se pare că nu prea reușim. Evoluția noastră ca specie, apropo de psihologie, nu prea s-a produs în ultimii 2000 de ani. Am creat o lume frumoasă, cu computere, cu case până la cer, dar ne omorâm între noi, ne urâm între noi, ne bârfim, suntem dominați de aceleași emoții înfiorătoare. Deci unde e evoluția noastră? Unde este? Unde este? Că aici, la creierul de reptilă, la hipotalamus, evoluția nu s-a produs deloc. Probabil că, da, cele mai inteligenți animale de pe pământ, noi suntem și noi omorâm celelalte animale și omorâm lumea în care trăim și distrugem planeta asta pentru că nu putem evolua. Și dacă am evoluat, lumea asta ar fi paradis, dacă am evoluat, ne-am iubit, asta ar fi primul lucru. Ne-am iubit între noi, am renunțat la insecurități, la răutăți, la ură, la a crucifica pe semenii noștri, l-ai arunca cu noroi, ai blama, ai ataca, cum erau ziarele din România, atac la persoană. De ce trebuie să atacăm alți oameni? Dar trebuie să iubim și prin asta i-am neutralizat chiar dacă ne-am făcut ceva rău. De ce faci atacuri de panică, Alexandra? Sunt tulburări chimice în organismul tău, atacurile de panică se pot într-adevăr regla pentru că atacurile de panică vin de la o ridicare a adrenalinei care este o cotacolamină din creier. Îți repet ce ți-am arătat, perfect, aminotravacorul reglează și ashwagandha reglează stările astea de panică. Și trebuie să faci o disociere între stări de panică și depresii, sunt lucruri diferite, dar există tratamente similare și problema are o, cum să spun, o origine similară. Și de multe ori atacurile de panică sunt absolut înfiorătoare, așa că trebuie făcut ceva ca să le reglez. Îți recomand un test care se numește neurotransmitter test, testul de neurotransmiteri, ca să vezi care este nivelul hormonilor din creier și unde e problema, ca să poți să controlezi. Psihiatrii de obicei nu fac acest test, care este o greșeală medicală, în părerea mea.
Din multele emisiuni de radio care le fac de 20 de ani, am vorbit cu toate mințile lumeate în domeniul psihologiei, în special în show-urile mele de la WABC, unde am avut poate cei mai buni psihiatri din lume ca invitați la emisiune și toți mi-au spus același lucru. Testurile astea sunt necesare ca să diagnosticăm unde este problema, de unde vine, ca să putem să o tratăm în modul cel mai eficient. Să văd dacă pot să vă răspund la întrebări. Diabetul de tipul 2, Laura, este tratabil. Diabetul de tipul 2 este consecința alimentației. Diabetul de tipul 2 se poate trata cu glucocid naturist. Să nu cumva să intri pe insulină, mai bine să iei metformin, se numește medicamentul care se recomandă la diabet de tip 2. Slăbirea diabetul de tip 2 este reglabil. Nu e autoimun, diabetul de tip 1 este autoimun. Și boala autoimunitară care nu are, ca toate bolile autoimunitare, nu prea are salvare. Deși eu cred că e salvare pentru orice. Contactează-mă dacă vrei să-ți dau mai multe indicații, dar cu puțin ajutor poți să revii la normal. Hai, Mariana, Ivan, vedem cine, ce întrebări aveți. Ionela, Nicoleta, la mulți ani în viitor. Erai într-un an foarte interesant care se încheie la sfârșitul lunii aprilie, un an de mari decizii, nu știu care au fost deciziile tale, dar era foarte semnificativ și în funcție de ce ai hotărât din aprilie anul trecut până acum, viața ta ia o altă turnură în următorii 12 ani. Deci gândește-te, uită-te puțin în trecut la acțiunile tale. Eu zic că treci într-un an de vindecare, ai anumite relații pe care trebuie să o vindeci, dar anul 2023 este un an mai activ decât anul ăsta din aprilie până în aprilie 22. De din aprilie 22 până în 2023, ăla e un an mult mai semnificativ, un an de investiții și de echilibru. Elena Pastor, mulțumesc că mă urmăresc, cumpa mea. Eu fac live-urile astea cu foarte mare iubire. Iubirile trebuie să fie necondiționate. Eu o fac necondiționat în speranța că aceste informații vă pot ajuta și vă pot, aduce binele de care aveți nevoie. Anca Alina, te pup, scumpa mea, ești într-un an foarte bun. Ia avantaj de această perioadă a vieții tale, în viața personală. Ăsta e momentul tău crucial. Nu rata anul ăsta, ai încă 7-8 luni din anul ăsta cât a mai rămas. Așa că încearcă să beneficiezi de fiecare zi, pentru că viața ta personală e un an care aduce până la urmă, până în toamnă, echilibrul de care ai nevoie. Radu, mă întreb cum se numește medicamentul prezentat. L-am prezentat mai multe, nu știu de care nu știți, v-am vorbit despre Travacorul, dacă îl vedeți, că v-am spus, am lumina asta. Travacor, ăsta este pentru sistemul nervos. Qualia este pentru memorie. Vă rog să gândiți dacă aveți nevoie de memorie, dacă aveți tensiune arterială sau dacă vă lipsește o cotacolamină din creier, taurina, vă recomand. Dacă aveți probleme de circulație, vă recomand L-arginin. Dacă aveți probleme inflamatorii, orice boală are la bază un proces inflamator, vă recomand tumericul cu curcuminul. Sunt două plante în combinație, au un efect absolut senzațional. Dacă vreți să prevediți un chiar de sânge, un atac cerebral, vă recomand în fiecare zi krill oil. Dacă aveți anemie, dar nu știu asta de ce nu mă arată, că mă uit să văd dacă... Că toate pot să exceptând ăsta, care este Podiapan, care vi-l recomand în cazul... Ăsta se numește food medicina
mâncare medicală, pentru că are toate ingredientele de care aveți nevoie în caz că vă lipsește ceva. Uitați, acum cred că îl puteți vedea. Am o reflecție pe cameră și cred că de asta nu se vede foarte bine. Așa. Deci încerc totdeauna să vă aduc câteva produse în atenție care știu că vă pot ajuta. Hai, Rafael, mon ami de Paris. Ça va la France parce que partout dans le monde, il y a tant de problèmes et je me demande comment tu es parce que je t'ai pas vu depuis longtemps. Vreau să vă spun că dacă mai vreți conferințele la care am fost, eu n-am să mai fac conferințe pentru o perioadă de timp, dar dacă vreți să le urmăriți, apelați la asistentul meu, Emanuel Baran, și spuneți-i că vreți să urmăriți conferințele cu mine. Este o conferință de sănătate unde vă dau toate indicațiile, luând în considerare majoritatea bolilor care există. Este o conferință despre destin, karma, numerologie, așa zisele elemente ale paranormalului, și am făcut o conferință care e pur psihologică despre relațiile umane. Câte tipuri de relații sunt, cum navigăm prin ele, cum ne dezvoltăm o relație ideală cu partenerul de viață și cu cei din viața noastră. Deci iată că tematicile la cele trei conferințe sunt foarte diferite, interacționează între ele. Dacă ceva vă interesează, contactați Emanuel Baran, asistentul meu, care e un jurnalist extraordinar și o persoană deosebit de deșteaptă, amabilă, așa că dacă îl contactați din partea mea o să vă răspundă. Mai are și brățările astea, dacă le vreți, întrebați-l, mai are și câteva pandantive. Asta ce v-am trimis pentru voi în România cu dragonul și cu copacul vieții. Cineva spunea că toate sataniste, Doamne, Dumnezeule mare, rău e să fie. Nu spun nimic, cred că înțelegeți ce vreau să spun. Nu pot decât să îmi exprim părerea de rău pentru cei care nu se vor lumina la creier niciodată, pentru că rămân într-un întuneric pentru totdeauna. Dar noi facem asta ca să ne, să ne însănătoșim, să ne iluminăm, că intrăm în era iluminării și în sfârșit spre că ne trezim și că trecem peste limitările noastre de mii de ani. Vă recomand tot felul de pietre, le vedeți, am zeci de mii de pietre care au toate vibrațiile astea. Citrina, pyrite, vreți abundență, vă spun că eu le folosesc mereu, le puneți în oficiu unde lucrați, le puneți în geantă, le aveți cu voi și aici pot să vă vorbesc ore în șir despre toate tratamentele naturiste care există, sunt nenumărate. Vă iubesc din tot sufletul meu, aveți grijă de voi. Treceți dincolo de momentul ăsta urât din lume și prețuiți fiecare clip a vieții. Este foarte important să trăim în armonie, este foarte important să ne iubim, să ne ajutăm. Vă pup, vă iubesc și sper. Dacă aveți nevoie de mine, scrieți-mi la carmenhara@aol.com. Vă răspund cu drag la mesaje, vă stau la dispoziție și sper să ajung și eu în România, nu se știe când, sper într-o zi. Vă pup, vă iubesc, Doamne ajută, fiți sănătoși, liniștiți și faceți ceva să schimbați viața în România, că trebuie făcut ceva și o să se întâmple. Vă pup, vă iubesc, mulțumesc pentru atenție.